Europa FM Live pe plajă. Cu Smiley și la această ediție Europa FM Live pe plajă. Cum a fost? Băi, a fost excepțional pentru mine, deosebit. Mi-a plăcut extrem de mult. Mie îmi place întotdeauna la Europa FM. Îmi pare că n-am putut să cânt mai mult, dar na, trebuie să respectăm și niște ore, niște astea, știi? Au cântat alții foarte mult acolo, în fața scenei. It's ok, e foarte bine. Mă bucur foarte mult că pot să împărtășesc asemenea momente cu oamenii care se adună aici pe plajă în fiecare an. A fost bine, m-am încărcat cu bucurie, cu fericire. E bine, mă duc acasă frumos. Ce înseamnă pentru tine acest festival Europa FM Live pe plajă? Păi e foarte mișto pentru că se adună artiștii români, cântă cu oamenii care nu reușesc să-i vadă cu alte ocazii și... E o sărbătoare a muzicii românești și e mișto, adică se adună, oamenii sunt în vacanță, că asta e frumos. Oamenii se relaxează în vacanță, vor să cânte, vor să danseze, vor să se simtă bine și se simte imediat. Mi-arătai un pic mai devreme pe telefon că ai filmat acel moment cu valsul, în momentul în care s-au aprins luminile. L-au filmat foarte mulți oameni, acum vedeam că sunt tăguit pe Instagram și le văd. S-a umplut feed-ul. Da. Cum e? Tu cum te simți pe scenă în momentul în care vezi acea mulțime în fața ta cântând? Băi, e ceva ce e foarte greu de descris în cuvinte. E practic o mare de lumini, o mare de oameni care cântă și dau din mâini. E o energie specială pe care n-ai cum să o simți decât dacă o trăiești. E greu să o simți. Adică, și îți dai seama că la mine e cu atât mai personală, știi? Că oricum sunt mulți oameni pe scenă care se uită și se bucură de momentele astea, dar eu mă bucur că nu muncim degeaba, știi? Apropo de nu muncim degeaba și asta se vede, ai adus în această seară mai mulți colegi de la HHH Production și au fost niște surprize foarte plăcute. Pentru ei am vrut să împărtășesc bucuria asta cu cât mai mulți dintre oamenii mei. N-am reușit să-i aduc pe toți, dar... pe care i-ați văzut, cred că i-a încântat toată povestea asta, i-a bucurat foarte mult. Și, na, și pe mine, la fel, mă bucură. Dar unde găsești oamenii ăștia? Sau vin ei la tine? Da, cum? Unii vin la noi pentru că știu că ne ocupăm cu treaba asta, cu căutatul talentului și dăm șanse oamenilor să se exprime prin muzică, creativ. Alții i-am descoperit la România au talent sau la Vocea României, tot timpul caut chestii speciale și că ce mi se pare special, încerc să văd dacă se poate face mai mult decât să-i aud odată. Ai grijă totdeauna de ceilalți și acum bănuiesc că sunt precum copiii tăi toți artiștii de la HHH Production. Da, sunt foarte apropiat de fiecare dintre ei, dar nu precum copiii mei, că nu sunt... Adică nu spun întrebarea, da. Că n-am cum să fac comparație, deci... Da. Mă simt responsabil pentru fiecare dintre ei și încerc să le ofer niște chestii pe care eu nu le-am avut neapărat când am fost de vârsta lor, când am fost la început. Și oricum mie îmi place asta, îmi place să găsesc artiști, să-i promovez, să vină cu lucruri noi, să le ofer platforma asta prin care să se exprime liber. După aia depinde de ei și de relația pe care își o creează cu publicul. Direcția în care voiam să merg, mai e timp pentru proiectele tale, pentru Smiley? Da, am. O să scot foarte multă muzică acum în toamnă. Am stat un pic, adică nu că n-am stat degeaba, dar că am scos muzică în continuare, doar că am stat un pic să mai adun muzică, am foarte multă muzică și na, după ce am lansat 10 piese într-un an, am zis hai să o las un pic mai moale ca să aibă timp oamenii să le digere, să le asculte, să le reasculte și mai departe, să învețe cu ele, ca să schimb cu totul macazul, acum vin cu alte lucruri. E foarte frumos și mai ales e foarte frumos să te reîntâlnești așa cu mie, unul de prieteni, nici nu știu, că mi-este foarte greu să-i număr, sunt foarte mulți oameni în același loc. Mă bucur mult de tot că ai acest talent să aduci oamenii împreună. Păi asta cred că e cel mai mare talent al meu, să aduc oameni talentați împreună și nu numai talentați, că uite câți oameni sunt împreună aici și cântă într-o singură voce. Smiley, vreau să ne despărțim cu o promisiune, că ne vedem și la următorul Europa FM Live pe plajă. Ne vedem cu siguranță, sper să fiu în țară, sper să nu fiu plecat de pe aici, dar cu siguranță. Am înțeles, mulțumim foarte mult, Smiley la Europa FM Live pe plajă.
V-am pupat. În atmosfera Europa FM live pe plajă.